Aceștia așteaptă cu nerăbdare să fie adoptați. De unde și când puteți deveni stăpânii animăluțelor? Animalele se pot adopta oricând. Sunt foarte multe pe stradă. Noi putem ajuta oferindu-le tratamente și sfaturi. Pot apela la noi cu încredere. Noi avem niște reguli dacă vor să adopte de la noi. Dar cel mai bine și ce îi sfătuiesc eu pe oamenii și pe cetățenii acestui oraș, ar trebui să ia animalele de pe stradă, cele care sunt fără stăpân. Putem să adoptăm un animăluț, să ne simțim noi mai bine, deci că cine iubește animalele, într-adevăr, pot să facă acest lucru. Le oferim un cămin, nu se mai înmulțesc pe stradă. Proprietarii pot să apeleze, dacă vor să adopte un cățel de pe stradă, pot să apeleze cu încredere la serviciile noastre. Gașca de căței și pisicuțe așteaptă cu nerăbdare să își găsească stăpânul, așa că dacă nu ați avut timp să le faceți copiilor un cadou de 1 iunie, timpul nu este pierdut și cu siguranță nimic nu i-ar putea bucura mai mult decât un animăluț real care să se joace cu ei și care să le ofere multă afecțiune. Oh.